All pick pick, this no pick pick. This is a rooster. Nu filmez podcast, așa stă telefonul parcă deoparte. Chicken's husband soup with pasta. Church, ok? Să zici carasovka? Un polonez căuta în magazin german cărniță de găină și neștiind cum să întrebe, a luat un wow și a mers la consultat cu întrebarea unde este mama lui. Discuție între colegi la muncă. Ce am gătit în weekend? Zeamă de cocoș cu tăiței. Din prima variantă nu m-au înțeles. Cucurigu soup, așa că am încercat din a doua variantă. Chicken's husband soup with pasta. Finul povestea că era în Marea Britanie, într-un supermarket, la o casă unde trebuie singur să te deservești și ceva nu îi se primea să scanezi. Și a chemat pe cineva și i-a spus, all pic pic, this no pic pic. Analgezic, ceva pentru dureri de cap în Bulgaria, am încercat să cer, probabil. Nu pricepeau la farmacie nici în engleză, nici în franceză. A trebuit să mă bat peste cap ca maimuța să înțeleagă. Chicken wings în germană. I-am spus, you know chicken? A spus da. Ok, atunci vreau de asta de la pui și am început să mă mișc cu brațele îndoite. În Italia, la magazinul ucrainesc, un domn din Armenia vine să cumpere brânză. Întreabă de care brânză este aceasta, în italiană. Dar vânzătoarea moldoveancă de-a noastră nu știa cum să-i spui la oaie în italiană și îi spune în limba rusă, în ucrainească, îi explică ce fel de animal e, care coarne, îi arată cum se mulge, numai nu putea să-i spună oaie în italiană. Și la sfârșit îi zice, bee! Cu părinții în Dubai, în vacanță, mama cere singură un cola. O cola, da? Dar apoi se răzgândește și zice chelnerului, sir, please, delete cola. Delete cola. Mai scrieți așa situații în comentarii, să râdem împreună și să învățăm.